începe campania de dezinsecție în municipiul Pașcani. Societatea locală de salubritate SCCLP Ecoserv din municipiul Pașcani a anunțat că de la sfârșitul săptămânii viitoare va începe prima etapă a acestor servicii ce vor fi făcute pe domeniul public. Perioada 6-5-2022, 14-5-2022, în intervalul orar 21.00.5.00, va desfășura servicii de dezinfecție pe domeniul public al municipiului Pașcani, etapa 1. Produsele folosite sunt chimina ultra, sulfac trio EC200. Substanțele fac parte din grupa 3 de toxicitate. Sunt avizate de Comisia Națională pentru Produse Biocide din cadrul Ministerului Sănătății și se regăsesc în Registrul Național al Produselor Biocide. Personalul implicat în execuția serviciilor este calificat în funcția de agent DDD. Cetățenii sunt rugați să fie prudenți în zilele când se face dezinsecția, să țină geamurile închise în perioada pulverizării substanțelor, iar la orice simptom de intoxicație să se adreseze medicului de familie sau să meargă la compartimentul de primiri urgențe din cadrul Spitalului Municipal Pașcani. Rugăm cetățenii să evite deplasările în intervalul oral sus menționat și să țină ferestrele închise pentru a evita expunerea directă la substanțele cu care se efectuează acțiunea de dezinfecție. Totodată rugăm cetățenii să evite trecerea sau staționarea în zona de acțiune a utilajelor, în timp ce acestea pulverizează soluții de combatere a țânțarilor și larvelor acestora, și, de asemenea, să acorde o atenție sporită supravegherii copiilor și animalelor de companie pentru a evita eventuale incidente neplăcute. În situația în care sunt cetățeni la care apar simptome de intoxicație, îi rugăm să se adreseze medicului de familie sau compartimentului de primiri urgențe din cadrul Spitalului Municipal de Urgență Pașcani. Persoanele care țin în proprietate concesiune, închiriere, lucii de apă populate cu pește, deținătorii de stupi și populații de albine, să își ia măsuri de prevenție pe perioada acțiunii de dezinfecție pentru a evita producerea unor evenimente de natură să conducă la afectarea populației de pești și a familiilor de albine. În situația în care condițiile meteo nu vor fi favorabile, acțiunea de dezinsecție va fi prelungită. Accident rutier miercuri seara 27 aprilie în jurul orei 20:30 pe DN2 E85. Două camioane s-au ciocnit în localitatea Tețcani din comuna Gherăiești. Coliziunea s-a produs între un transportator de ciment și un camion frigorific, în care se aflau doar conducătorii auto. În urma impactului, unul dintre șoferi a rămas blocat în interiorul cabinei. La locul solicitării s-au deplasat pompierii din cadrul detașamentului Roman cu auto specială de stingere, o auto specială pentru descarcerare și o ambulanță Smurt și un echipaj cu ambulanță de la Serviciul Județean Neamț. Ambii șoferi au primit îngrijiri medicale la locul evenimentului, ulterior fiind transportați la compartimentul de primiri urgențe Roman. În jurul orei 20:30 de minute, pompierii romașcani au intervenit la un accident rutier produs pe E85 în localitatea Tețcani din comuna Gherăiești. Accidentul rutier s-a produs între două autocamioane în care se aflau doar conducătorii auto. În urma coliziunii dintre cele două autocamioane, unul dintre conducătorii auto a rămas blocat în interiorul cabinei. Cu ajutorul echipamentelor și procedeilor specifice, pompierii au intervenit pentru scoaterea unui bărbat de 47 de ani, conștient, cu politraumatisme. Acesta a primit îngrijiri medicale la locul evenimentului de la echipajul Smurt, ulterior fiind transportat la centrul de primiri urgențe a spitalului din municipiul Roman. Cel de-al doilea conducător auto, un bărbat de 33 de ani, conștient, cu politraumatisme, a primit îngrijiri medicale la locul evenimentului de la echipajul de la Serviciul de Ambulanță Județean, ulterior fiind transportat la Centrul de Primiri Urgențe a Spitalului Roman. Pompierii au acționat și pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingerea incendiilor. În cauză, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț fac cercetări pentru aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, în vederea stabilirii cauzelor și condițiilor în care a avut loc evenimentul. În urma accidentului, traficul rutier a fost oprit pe ambele sensuri pentru a permite intervenția echipajelor specializate. În jurul orei 22, circulația era îngreunată în zonă, autoturismele trecând pe acostament cu dirijarea poliției, iar vehiculele mari pe drum murile județene către Săbăoani sau spre Mircești. Circulația a fost reluată pe ambele sensuri în jurul orei 23.
percheziții de amploare în orașul Târgu Frumos, miercuri 27 aprilie. Polițiștii Biroului de Combatere a Criminalității Organizate și procurorii DIICOT Iași au efectuat 13 percheziții la domiciliile unor persoane bănuite de comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și spălarea banilor. Din activitățile de urmărire penală efectuate până în prezent, a rezultat că grupul infracțional ar fi fost constituit din luna ianuarie 2018 și a acționat până în prezent cu scopul de a obține sume de bani din exploatarea prin munca unor persoane adulte. Mai exact, membrii grupului ar fi racolat în perioada menționată 12 persoane, bărbați și femei, și sub pretextul oferirii unor locuri de muncă în străinătate, le-ar fi transportat în Marea Britanie, unde acestea ar fi fost exploatate, fiind supuse la executarea unor munci în mod forțat. Victimele provin din rândul persoanelor vulnerabile, cu o situație familială și materială precară, și ar fi fost ademenite prin promisiunea unui loc de muncă bine remunerat și posibilitatea unui trai mai bun peste hotare. Odată ajunse pe teritoriul Marii Britanii, le-ar fi fost luate documentele de identitate, ar fi fost cazate în condiții insalubre și forțate să lucreze până la 16 ore pe zi, în fiecare zi, fără să fi fost remunerate pentru munca prestată sau ar fi primit sume modice de bani în schimbul activităților efectuate. De asemenea, cardurile bancare emise în vederea încasării salariilor de către persoanele vătămate ar fi fost reținute de membrii grupului infracțional, iar acestea ar fi fost silite să continue să muncească prin recurgerea la agresiune verbală și fizică, fiind împiedicate să părăsească teritoriul Marii Britanii. Sumele de bani obținute de pe urma exploatării oamenilor ar fi fost transferate în România și investite prin interpuși în bunuri mobile și imobile, autoturisme de lux și vile, precum și în proiecte imobiliare, blocuri de locuințe și spații comerciale, în scopul ascunderii și disimulării originii ilicite a acestor bunuri. La data de 27 aprilie 2022, polițiștii din cadrul BCCO Iași, împreună cu procurorii DIICOT Serviciul Teritorial Iași, au efectuat un număr de 13 percheziții domiciliare pe raza județului Iași, la domiciliile unor persoane suspectate de comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și spălarea banilor. Simultan, pe teritoriul Marii Britanii au fost efectuate 13 percheziții domiciliare. Investigația a fost realizată în comun cu autoritățile judiciare britanice, în baza unui acord privind constituirea unei echipe comune de anchetă, încheiat sub egida Eurojust. Începând cu anul 2018, membrii unei grupări infracționale organizate ar fi racolat în mod direct persoane adulte pe care, sub pretextul oferirii unor locuri de muncă în străinătate, le-ar fi transportat în Marea Britanie, unde le-ar fi exploatat prin obligarea la muncă forțată. Victimele provin din rândul persoanelor vulnerabile, cu o situație familială și materială precară. În cursul acestei săptămâni, 4 ofițeri din cadrul BCCO Iași s-au aflat în Marea Britanie pentru acordarea de suport operativ în vederea realizării acțiunii. Cercetările continuă. În urma perchezițiilor domiciliare efectuate pe teritoriul României, au fost descoperite și ridicate în vederea indisponibilizării 170.000 de euro, 220.000 de lei, 70.000 de coroane daneze, 13.000 de dolari, un autoturism de lux, două arme cu aer comprimat deținute fără autorizație necesară, telefoane mobile și înscrisuri. La sediul DIICOT Iași au fost conduse în vederea audierii 14 persoane, despre care există bănuiala că ar fi fost implicate în desfășurarea activităților infracționale. Clubul sportiv CSM Pașcani solicită legislativului pășcănean majorarea salariilor personalului contractual în raport cu salariile funcționarilor din primărie. Consiliul de administrație al clubului, întrunit în ședință pe 19 aprilie, a hotărât aprobarea unei noi grile de salarizare, care a fost trimisă consilierilor locali. Conform documentului, managerul sau directorul clubului ar urma să aibă un salariu brut de 8.200 de lei, față de aproape 7.000 de lei cât este acum.
acum. De asemenea, contabilul unității va avea un salariu lunar brut de aproape 5.000 de lei, inspectorii de specialitate de până la 5.169 de lei, iar muncitorii până la 3.800 de lei. Consilierul local Mihai Dediu, unul dintre membrii Consiliului de Administrație al clubului, susține că majorările salariale erau necesare, mai ales pentru personalul administrativ și antrenori, pe motiv că au rămas neactualizate din anul 2020. Între timp știți și dumneavoastră că au venit în Consiliul Local și au majorat salariile în primărie. Eu sunt unul din cei care spun că trebuiau majorate, dar treptat, etapizat, nu deodată cu 40, 50, 60%. Am ajuns în situația că nu mai erau bani de plăți și pășcănenii au fost mințiți de către primarul Pintilie, de către viceprimarul Cristian Rățoș și de Consiliul Local. Mă refer la membrii PNL și Pro-România, pentru că cei de la PSD noi ne-am opus că vor construi lacul Peștișor. Știam sigur că nu îl vor construi și nu vor face nimic la lacul Peștișor, că de fapt le ajung bani să plătească salariile, pentru că au luat o decizie de majorare peste restul rămas din buget. Totodată, conducerea clubului a stabilit noua organigramă și statutul de funcții. Majoritatea secțiilor care apar în document nu au fost și nu sunt funcționale. Ele au fost trecute doar pentru ca CSM Pașcani să obțină vizele de funcționare, a explicat pentru BIT TV unul dintre antrenori. De exemplu, alături de fotbal, rugby, șah, handbal și tenis, sunt trecute și secțiile de judo, lupte, sport pentru persoanele cu handicap, fitness, dans sportiv, box, haltere, culturism sau sportul pentru toți. Deși sunt importante și de interes, mai ales pentru tineri, toate acestea nu au primit niciodată niciun leu finanțare și nici nu au fost angajați antrenori. Dar aceste bâlbâieli au dus la situația când au constatat după 7 luni, 8 luni de zile că la CSM Pașcani nu mai există ceea ce spuneam din prima zi, nu mai există personal juridic legal plătit. S-au informat că nu știau și au aflat că de fapt cei de la CSM Pașcani erau de fapt angajații primăriei Pașcani. Și au trebuit să repare lucrurile cu această nouă organigramă. Această nouă organigramă făcută, deci exact după numărul de oameni care erau deja la CSM, aceste posturi erau acolo, multe din ele neocupate. Vedeți, 16 posturi, sunt 10 sau 11 ocupate, nu sunt toate. Bun, dar sunt niște schimbări esențiale aici. O să fac referire și la ele, vă referiți la... De exemplu, la compartimentul sportiv înainte era cu studii media, cu studii superioare, compartimentul juridic era cu 4 ore înainte, acum deci, este... Prin hotărârea de Consiliul Local care au avut-o anterior, deci noi nu aveam compartiment juridic, ne foloseam de experiența și de... Păi și aveți nevoie de jurist la... Eu de normă întreagă? Dar n-am nevoie de jurist deloc. Păi și de ce? Deci cât timp sunt eu în Consiliul de Administrație se bucure că eu sunt gratis. Eu nu sunt plătit pentru că sunt Consiliul de Administrație. Dar de ce este în organigramă? Pentru că așa l-au impus ei prin hotărârea Consiliului Local că la CSM au făcut un regulament că la CSM trebuie să fie funcțiile care le vedeți acolo. Da, dar e un fel de bătaie de joc. Adică nu ajung banii, deci nu ajung banii pentru activități sportive. Nu, anvelopa bugetară nu este suficientă și de fiecare dată clubul vine și mai cere bani și mai cere bani și așa mai departe. Domnul Cojocaru, și... de când au venit ei, au crescut cu aproape 15% numărul de personal angajat. În schimb, clubul pășcănean a aprobat în statutul de funcții angajarea unui jurist cu normă întreagă, a unui contabil tot cu normă întreagă, deși până acum era cu 4 ore, a unui administrator, deși este deja un director și 2 inspectori de specialitate. Mihai Dediu, membru în Consiliul de Administrație, recunoaște că CSM Pașcani nu are banii necesari pentru achitarea salariilor până la sfârșitul anului și că este nevoie de o suplimentare a bugetului clubului cu încă 500.000, 1.000.000 de lei. Banii ar urma să fie obținuți tot de la bugetul local printr-o rectificare necesară, dacă Consiliul Local va aproba noua organigramă și statutul de funcții propuse de conducerea clubului. Să facă juristul ce? Președintele Consiliului de Administrație este avocat, iar eu sunt consilier juridic. De ce nu se bucură de noi că suntem gratis? De ce să mai plătim pe unul? Care oricum nu văd ce ar avea. Poate să dea un aviz odată la 5 luni de zile pe un document. În rest, nu văd... Și asta nu s-a discutat în Consiliul de Administrație? S-a discutat, dar eu în Consiliul de Administrație reprezentare este în felul următor. 2 consilieri PNL și unul din partea primarului, care este tot PNL, și eu.
să mă opun eu la trei, eu mă opun și consemnez în procesele verbale. Bun, dar cine propune, cine face astfel de lucruri? De când eu am avut consilii de administrație, am hotărât ceva acolo, a doua zi cei de la PNL s-au dus la primar, n-a fost mulțumit și din nou ne-am întâlnit la consiliul de administrație să hotărâm ce ni se dictează. Cine propune și cum justifică astfel de modificări? Domnul Mandric Bogdanel, iată, director. Nu, domnul Mandric Bogdanel nu face parte din consiliul de administrație și nu propune, propune ce îi se impune de către domnul Conache. Menționăm că legislativul local a aprobat pentru CSM Pașcani un buget de peste 1,46 milioane de lei pentru anul în curs, aproape cât cel de anul trecut, după majorarea lui de două ori. Din acești bani, 595.000 de lei sunt cheltuieli de personal, mai ales pentru echipa de fotbal și peste 760.000 de lei pentru bunuri și servicii, în special pentru întreținerea bazei sportive. Echipa de fotbal CSM Pașcani nu a mai obținut o victorie de mult timp. Se află pe ultimul loc în seria 1 a Ligii a 3-a din campionatul național de fotbal cu 14 meciuri pierdute și 2 egaluri. În sezonul regulat, echipa pășcăneană a obținut până acum 3 înfrângeri și un meci egal. Ultimii veterani de război în viață din municipiul Pașcani vor fi sărbătoriți vineri 29 aprilie de municipalitate, cu ocazia zilei lor marcată la nivel național. Viceprimarul Cristian Rățoi a precizat că în oraș, potrivit informațiilor Asociației Veteranilor de Război, mai sunt doar 3 persoane în viață. Cu ocazia acestei sărbători, cei care au luptat pentru țară vor fi răsplătiți. Cu privire la ziua veteranilor de război pe care o sărbătorim mâine, pot să vă spun că primăria Pașcani, prin compartimentul de specialitate, culte, sport, cultură, se va ocupa de, să spunem, sărbătorirea unui număr de 3 veterani care ne-au fost indicați de către Asociația Veteranilor de Război că ar fi în viață și ne-am gândit pentru aceștia să le dăm un premiu de 500 de lei și un buchet de flori, urându-le și la mulți ani. La Iași va fi o ceremonie militară și religioasă ce va avea loc de la ora 9 la Monumentul Eroilor Regimentului 7 Roșiori de la Cercul Militar Iași. În cadrul ceremoniei se va intona imnul național al României, va fi oficiat serviciul religios și se vor depune coroane la Monumentul Eroilor. Totodată, un reprezentant al Asociațiilor Veteranilor de Război va susține o alocuțiune privind semnificația acestei zile. La nivel național, toți cei 1740 de veterani de război și cele 43 de văduve de război care au mai rămas în viață vor primi câte un colet cu produse alimentare tradiționale din partea Ministerului Apărării Naționale în perioada 26-28 aprilie. Echipele de distribuire a cadourilor în țară sunt constituite din personal al unităților militare, sprijiniți de voluntari, membri ai asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale de profil. Discuții intense în legislativul pășcănean cu privire la stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2023. Proiectul a fost respins în ședința din 28 aprilie, în contextul în care consilierii din opoziție au votat împotrivă, iar cei din Alianța PNL Pro-România nu au avut suficiente voturi după plecarea lui Constantin Nemțanu în Consiliul Județean. În forma propusă de primarul Marius Pintilie, taxele și impozitele locale ar fi urmat să crească de anul viitor cu 5,1%, rata inflației pe anul fiscal anterior, iar taxa de salubritate să fie majorată de la 12 la 13 lei de persoană pe lună. Consilierii PSD au solicitat executivului să revină cu proiectul până la sfârșitul anului, într-o altă formă, pe motiv că anul trecut au fost majorate nejustificat, după părerea lor, cu peste 40%, deși municipalitatea a avut și are în prezent un excedent bugetar de circa 16 milioane de lei și un împrumut pentru investiții, pentru care se achită deja dobânzi, deși banii sunt necheltuiți. Mai mult, tot mai mulți contribuabili se plâng că nu mai au cu ce să își achite taxele și impozitele locale în urma majorărilor, dar și în actualul context economic. Oricum noi ne menținem poziția, pentru că ați majorat extraordinar de mult, în condițiile când în buget aveți excedent, plătim dobândi de la împrumut de la 2.700.000 de lei,
și mărit taxele și impozitele locale cu un elev cu 150%. Vreau să precizez, aș fi vrut aceeași vehemență și aceeași ton ridicat în Consiliul Local când ați propus și ați votat majorarea taxelor și impozitelor 40%, da? Văd că acum toată lumea este agitată, vehementă, hai să mai mărim. Uite că nu am votat. Până la final nu aveți domnul. Acum îi duceți în eroare, cetățenii. În același context, consilierul PMP Sorin Olariu a solicitat primăriei să revină cu proiectul modificat, așa încât taxele și impozitele locale să fie reduse cu 20% pentru anul viitor. Este timp, v-ați spus și doamna până la sfârșit toamnă. Vă rog frumos să vă opriți. S-a votat proiectul. Proiectul s-a votat. Proiectul nu mă vă opriți cu o reducere a taxelor cu 20% la jumătate. S-a votat acum și după aia o să votez așa. Proiectul nu mă vă opriți. În replică, reprezentanții primăriei au explicat că indexarea taxelor și impozitelor locale cu rata anuală a inflației este obligatorie și că, în caz contrar, calcularea lor se va face la limitele maxime prevăzute de lege, ceea ce va avea ca efect o creștere și mai mare, dacă această situație nu va fi corectată până la sfârșitul anului. Lasă să fiți responsabili și știți că prevede codului fiscal. Foarte responsabil. Dacă nu se actualizează cu rata inflației, să duc la procentul maxim din codul administrativ, din codul fiscal. Deci astăzi, noi astăzi, prin respingerea acestui proiect de hotărâre, ați mărit taxele la persoane jurice, deci îmi dau un exemplu, de la 1 la 1,5, adică cu încă 50%. Dezbaterile pe acest subiect s-au încheiat cu un scandal. Consilierul Mihai Dediu, prezent online la ședință, a refuzat să mai participe după ce președintele de ședință, Mihai Vârlan, a țipat la el pe motiv că a făcut comentarii pe marginea proiectului după votarea acestuia. În aprobarea burselor de merit pentru elevii din învățământul preobligatoriu. Domnul Dediu, nu sunteți la subiect! Dar să mă audă, domnul Dediu! Am început să citesc proiectul cu amor. Totuși am să ies pe din online, că încă n-am ajuns să țipe unul cu trei clase la mine. Domnul Dediu, trecem la jigniri? Credeți că aveți mai multă școală ca mine sau cum? Menționăm că în primele trei luni ale acestui an, municipalitatea a încasat din taxe și impozite locale peste 30 de milioane de lei, mai mult decât în 2021, în urma majorărilor de anul trecut. Consilierii din opoziție au criticat faptul că banii încasați în plus nu au fost repartizați pentru amenajarea lacului Peștișorul, așa cum au argumentat reprezentanții primăriei, ci pentru alte cheltuieli publice. Numărul cazurilor de rujeolă a crescut îngrijorător în primele două luni din acest an. Potrivit unor date furnizate de UNICEF și Organizația Mondială a Sănătății, sunt mai multe cu 79% pe plan global, raport cu perioada echivalentă din 2021. Motivul pentru această creștere alarmantă este pandemia de COVID-19, care a afectat campaniile de vaccinare a copiilor din lumea întreagă. Zilele trecute, autoritățile naționale și județene, printre care și Direcția de Sănătate Publică Iași, au postat pe rețelele de socializare un mesaj de informare privind riscurile acestei boli și beneficiile vaccinării împotriva infecției. Imunizarea împotriva rujeolei sau pojarului, așa cum este denumirea populară, se face la cabinetul medicului de familie. Doctorul Camelia Răcilă ne explică. Vaccinarea antirujeolică este cuprinsă în Planul Național de Vaccinare, alături de vaccinarea anti-oreion și rubeolă, în așa numitul vaccin ROR. De ce este importantă această vaccinare? Pentru că rujeola este una din cele mai contagioase boli, cunoscută ca boală a copilăriei încă din antichitate, și care este dată de virusul rujeolic. Vaccinul a fost introdus în anul 1963. Până în acel an, numărul deceselor pe glob era în jur de 2.400.000. Odată introdusă vaccinarea, numărul deceselor a scăzut, astfel că în 2018 s-au raportat la nivelul OMS-ului cam 140.000 de decese.
În România, în prezent, copiii trebuie să primească două doze de vaccin ROR, prima la un an, iar a doua la 5 ani. Potrivit specialiștilor, rujeola este o boală extrem de contagioasă, care poate fi deosebit de periculoasă pentru bebeluși și copii preșcolari. Rujeola se răspândește mai repede decât Ebola, gripa și COVID-19. Persoanele care fie nu s-au vaccinat, fie nu au făcut boala și au căpătat imunitate prin boală, foarte ușor 90% din persoanele care vin în contact cu o persoană bolnavă, cu siguranță va face boala. Trebuie spus că sugarii, în primele 2-3 luni de viață, au anticorpi, au imunitate pasivă, adică au anticorpi de la mamele lor, dacă acestea au făcut boala înainte de sarcină sau dacă au fost vaccinate. Însă, acești anticorpi dispar, așa că, în jurul vârstei de 9-12 luni, acești copii devin vulnerabili și pot contacta boala. În ianuarie și februarie din acest an au fost 17.338 de cazuri de rujeolă raportate la nivel mondial, marcând o creștere consistentă față de cele 9.665 de cazuri înregistrate în aceeași perioadă a anului trecut. La începutul lunii aprilie, 58 de campanii din 43 de țări erau în continuare amânate, afectând 212 milioane de persoane, majoritatea copii. 19 dintre aceste campanii vizează rujeola, punând în situații de risc circa 73 de milioane de copii, au anunțat UNICEF și OMS. Taxele și impozitele locale vor crește în Târgu Frumos cu 5,1% în 2023, conform ratei inflației, potrivit unui proiect de hotărâre adoptat de Consiliul Local al orașului în ședința de joi 28 aprilie. În hotărârea adoptată de legislativul local sunt invocate prevederi ale codului fiscal, conform cărora, în cazul oricărui impozit sau taxe locale, sumele respective se indexează anual până pe 30 aprilie de către consiliile locale, ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor și Ministerului Dezvoltării. După cum știți și dumneavoastră, inflația crește. În momentul de față este undeva la 5,1%. Avem un proiect de hotărâre în partea de rolurilor de taxe locale, prin care ne roagă la sumele ce fac venit bugetul local să fie majorat. Și datorită faptului că domnul Damian, șef biroul taxe locale, în spate a depus câteva rății de la Consiliul Județean, de la prefectură, deci se stabilește impozitul și taxe locale pentru anul 2023 după cum urmează. Se aplică indexarea conform articolul 491 alineatul 1 și 2 din codul fiscal cu 5,1%. Noile majorări vor intra în vigoare începând cu 1 ianuarie anul viitor. Au început lucrările pentru amenajarea magazinului de demand din municipiul Pașcan, ce va fi construit pe strada Grădiniței, pe locația fostei fabrici Integrata. Planul urbanistic zonal a fost în dezbatere publică până în vinerea mare, 22 aprilie, astfel că muncitorii care lucrează la ridicarea noului magazin și-au început treaba. Vechea clădire va fi demolată, iar terenul va fi reamenajat, conform schiței prezentate în PUZ. Prezenta documentație cu zona intactă spre avizare către dumneavoastră reprezintă intenția beneficiarilor de demand și Integrata Pașcani în vederea remodelării din punct de vedere funcțional al zonei, în sensul că se dorește reconversia funcțională a terenului din zona de unități industriale aferente foste platforme Integrata, platforme industriale, în zona comercială în care, evident, se va construi acest magazin de demand.
Amplasamentul este situat în intravila municipiului Pașcani, în partea vestică a străzii Grădiniței, care se suprapune de drumul național de N28. La estul zonei se află locuințe colective, la partea sudică locuințe unifamiliare, la partea vestică locuințe unifamiliare. Circulația principală carosabilă în zona se desfășoară pe strada Grădiniței, pe direcția nord-sud, ce reprezintă una dintre cele mai tranzitate străzi de categoria a doua, două benzi de circulație pe sens, suprapunându-se peste drumul național DN28, care traversează municipiul. Potrivit informațiilor prezentate de o arhitectă în Comisia Tehnică de Circulație Rutieră din Pașcani, în zonă ar urma să fie demolate și două garaje, pentru a fi amenajate mai multe căi de acces pentru magazin. 4 metri retragerea aliniamentului existent față de strada Grădiniței, o fâșie în care Dedeman va amenaja partea pietonală și spațiul verde de protecție a străzii Grădiniței și accesurile carosabile în incintă. Eu pun stradă. Suprafețele respective de teren vor trece, bineînțeles, în domeniul public al primăriei Pașcani. Investitorul va amenaja și sensul giratoriu din zonă, care în prezent este provizoriu cu balize din plastic. Ar urma să fie mărită raza acestuia și să fie amenajate benzi mai late pentru a facilita accesul camioanelor care vor aproviziona magazinul de Deman. Giratoriu de la intersecția Grădiniței cu Calea Romanului și am invitat reprezentanți de la Deman, au venit cei care se ocupă de dezvoltare și împreună cu domnul arhitect, șefa nostru, domnul Presecaru, am discutat de principiu ce se întâmplă pe această stradă. Propunerea care o aveți acum este o propunere de puz, de aprobare de funcționalitate. Da? Deci nu avem neapărat o propunere pe detaliu. Da. Banda e de 3 metri, jumate, cât de 4 metri. Dar se vede de aici, din planșa prezentată, care este propunerea. Sunt 3 intrări, 4 intrări, de fapt, și dumneavoastră o să vedeți dacă sunt probleme pe funcționalitate. De altă parte, construcția acestor amenajări care țin de intervenții la stradă vor fi suportate de către Dedeman. Așa am discutat în întâlnirea pe care am avut-o, fiind un investitor serios și mare, a spus că oriunde au mers în țară și au făcut astfel de investiții, bineînțeles că și-au asumat și restul de lucrări care sunt conexe cumva, nu țin neapărat de clădirea pe care unii au proprietatea, ci se ocupă și de toate amenajările care țin de rutier și de pietonal. De precizat este faptul că, potrivit unor surse neoficiale, viitorul magazin ar urma să aibă o suprafață de circa 14.000 de metri pătrați. Angajările vor începe cel mai probabil în debutul verii, iar în septembrie ar urma să înceapă aprovizionarea magazinului. Peste 1.000 de puieți de stejar roșu, castan și mesteacăn au fost plantați miercuri 27 aprilie în zona Zăvoiului Verșeni din comuna Miroslovești, județul Iași. La acțiune au participat reprezentanții administrației locale, primarul, viceprimarul, consilieri locali, angajații ai primăriei, preotul din localitate, elevi, profesori, învățători, dar și alți locuitori din zonă. Toți și-au unit forțele cu scopul de a revigora zona, ca pe viitor să existe posibilitatea amenajării unui spațiu de agrement. Este o activitate care s-a desfășurat la nivelul întregii țări. Este o activitate pe care noi ne-am dorit-o de foarte mult timp și pe care acum a sosit momentul să o executăm. Sigur, este și vremea poate potrivită pentru plantarea de puieți de arbori. Noi ne-am propus astăzi să plantăm în zona Verșeni, în zona Zăvoi. Este un loc de agrement pentru locuitorii comune și nu numai, pentru foarte multe, foarte mulți locuitori al satelor limitrofe. Și ne-am propus astăzi să plantăm
arbori, puieți de arbori din specia castan porcesc, din specia stejar roșu și mesteac în betula pendula. Sigur, ne-am fi dorit ca în fiecare an să putem face acest lucru. Iată că s-a întâmplat anul acesta și vom continua la toamnă. Este o acțiune care, cum vă spuneam, ne-am dorit-o foarte mult și este o acțiune care ar vrea să aducă un plus valoare acestui spațiu de agrement, viitor de agrement, pe care vrem să-l facem la Verșeni și care sperăm să fie pe placul locuitorilor comunei. Înainte de a se apuca de treabă, voluntarii au primit instrucțiuni directe de la edilul localității, Constantin Cojocaru, inginer silvic de meserie. Orice puiet forestier are trei părți. Are partea de rădăcină, are aici o parte, coletul, care face trecerea dintre rădăcină și tulpină, da? Și tulpina. Plantarea se face în felul următor. Gropile sunt deja făcute. Se pune undeva pe mijloc, da? Stai un pic. Se pune undeva pe mijloc, se ține cât mai drept posibil, se pune un pic de pământ, cam până la jumătatea gropii, da? Așa. Se tasează, da? Se prinde un pic de el, se ridică un pic în sus, pentru ca rădăcinile să nu fie încovoiate în sus. Se tasează din nou, da? Și acum se completează cu pământ. Așa. Da? Completează cu pământ, se tasează din nou cu piciorul și se pune așa. Tot pământul care l-am scos, l-am pus așa, tasăm ulterior și ăsta este. Deci asta înseamnă că am plantat un pom. Toată lumea s-a bucurat și a rămas plăcut impresionată când la fața locului a apărut nimeni altul decât îndrăgitul artist din zona noastră, Daniel Iordăchioaie. După câteva fotografii cu fanii, el s-a apucat de treabă, muncind cot la cot cu voluntarii pentru a planta arbori. Imediat după Paști, că așa e frumos și tradiția spune că trebuie să punem mâna, să frumusețăm locul în care trăim și iacata, tot satul, cu mic, cu mare, cu tânăr, cu bătrân. Am ieșit aici în satul Verșeni, comuna Miroslăvești, să plantăm niște puiet. Bun puiet, adică și pe malul Moldovei, ține malul, crește pomul mare, mai stai la umbră, nu la grătar, grătarul ți-l faci în curte dacă vrei, așa. Ce plantăm? Plantăm stejar, plantăm mesteacăn, plantăm. Că e păcat, că atâta s-o tăiat, de n-apucăm noi să plantăm toată viața cât o apucat niște concetățeni să taie. Și atunci am zis la inițiativa domnului primar, care o strigat odată și noi imediat am venit, să punem mâna la treabă. Și iată, am pus-o. Pentru cine nu mă cunoaște, nu a apucat să mă cunoască. Eu mă numesc Daniel Iordăchioaie, tata meu născut în Miroslăvești. Eu m-am născut întâmplător în altă zonă a țării, dar am crescut la Pașcani. Deci, sunt de aici, fiu al satului. Chiar dacă satul încă nu și-o dat seama, dar mă țin eu de capul lor să înțeleagă. Și ca un bun exemplu ce vreau să fiu și pentru copiii mei și pentru tinerii din comună, am ieșit la treabă. Vă așteptăm și pe dumneavoastră cu burțile goale sau pline, după sau înainte de grătar. Hai pe malul Moldovei să punem niște copăcei. Menționăm că în județul Iași astfel de acțiuni au avut loc pe parcursul lunii aprilie sub egida campaniei naționale Curățăm România, derulată de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în cadrul căreia s-au desfășurat acțiuni de ecologizare a pădurilor, apelor, colectarea deșeurilor, precum și ecologizarea zonelor publice din orașe și comune.